germane și 99-99 germane decât și 100 la 99 când a renunțat, deci lucrurile s-au clarificat. Ce moment, Daria, vreau să remarci, care a fost momentul cel mai important? Cred că am fost când am scris pe 100 la 99 plus 1. Acolo așa, 100 la 100, capitol 100 la 99, ori 100. E 100 asta. Am scris-o pe 99 plus 1. I-am aplicat distributivitatea. I-am adus acolo și am reușit. Și am reușit să micșorăm, să spunem numerele, ca da. Valoare. Deci am avut o... Continuat să facem așa și cu 99 la acela care întâi din nou și am ajuns la asta. Deci în clipa în care am reușit ceva comun și am renunțat la partea comună, Davide, deci am renunțat la partea comună, ieșițul s-a limpezit. Deci, într-adevăr, s-a limpezit. Chiar am găsit o parte comună. Deci secretul a fost pe suta asta, ca fiind 99 plus 1, să aplic distributivitatea și să reușesc în final, după ce elimin porțiunea comună, în cele două numere, îmi dau seama foarte bine. Deodată, să spui că A e mai mare decât B, n-ai argumente foarte serioase. N-ai argumente serioase. Deci, decât dacă nu sunt împotrivă, dar dovedește-le. Deci eu, când spun asta, nu sunt împotrivă a ceea ce spui tu, că A e mai mare decât B, dar dovedește-le. Dacă spuneai numai atâta, A și B scris așa, rezultă A mai mare decât B, 0 puncte. Păi da, pentru că nu ai demonstrat. Păi... Eu ce să văd? Că era mai mare, era ghicit. Da. Ai copiat și nu are chef să... Nu că e copiat, dar ai ghicit chestia asta, fără să argumentez, n-a... Cred că era corect sau nu, neapărat. Ce mi-am făcut eu? Eu am citit pentru cum am ca și voi. Dar ce am gândit eu? Tocmai asta am gândit, în culise, am să umplu eu. Așa fel încât să găsesc porțiunea comună la care să renunț. Asta a fost obiectivul. Și am găsit pe 100 la 99 comun. 100 la 99 l-am găsit comun după mișcarea care a făcut-o. Și dacă l-am găsit comun, am renunțat și ce a rămas, am putut să compar. Poți fi în care? Adică, pur și simplu, a pus orice număr care vroia el și la aceleași puteri și apoi l-am renunțat. De la două numere, nici pe aule o muzică. Cum a compus el, e ieșit autorul, da? Deci autorul a avut, dacă vrei să merge așa, comparația aceasta. Da? Deci 100 la 99, 99, față de 99 la 99, ori 99. Deci de la aici, aici am vorbit de ea. Cred că da. Am mers înapoi. Deci ăsta e mai până 99, clar că îl pune în față. Deja el este puternic, nu? Deja e puternic. Și îi mai pune și încă ceva aici, îl face fără discuții. Practic, miezul problemei a fost așa, că 99 la 99 este mai mic decât 100 la 99. De acord? Și aici, mulțește ambii cu 99, îi mai pune ăsta 99 la 99 și-l face și mai puternic. Dar, bine, știi că putea să facă numai așa? Da. Deci putea să facă numai așa. Și să adauge bucata asta și ar fi fost mult mai sensibil de ghișițiu. Sau și ce ar fi fost mai ușor? Însă, ar fi fost mai ușor de rezolvat. Dar știți ce? Da. Știți ce n-am făcut noi mai ușor la? Puteam să... Chiar nu ne-am dat seama în moment. 99 ăla, 99 ăla. Nu se tăiau din la ăla. Nu se tăiau. Dar să bunui noi. Unde? 99 cu 99. Care mă 99? Din mulțire acolo. Nu se păi, poate. Păi cum să-l tai că ăsta e legat din 99? Păi e legat cu seamele unori. Unde sunt amătorul? Uitați, 100 la 99 ori 99. Și jos, 99 la 99. Dar nu se poate. Nu se poate să tai 99. Am încercat și eu același lucru. O secundă, o secundă. El spune 99 ăsta, dar nu am putea să renunțăm? Asta spune. În condițiile în care ai desfășurarea asta, de unde a apărut 100 la 99 ori 99? De la 99 plus 1 care l-am scăsat. Așa, așa.
am tăiat, 199 de jos și ăla face parte din număr, adică tot nu poți să tai numărul în două. Și noi ne-am scris pe 99, pe 98. Acolo e 99 ceva mai mic. Și acolo e 99 ceva mai mare. Da. Deci povestea este așa. Dacă ai avea un 99 pe lângă ceva, din face 99 pe lângă ceva, ăla 2 pe 99, dar nu iei tu o bucată și nu te interesează. Bafta ta este că 100 la 99 face din 99 la 99 și păstrează sensul de inegalitate. Dar dacă contribuția a fost inversă, n-ai voie să iei din exprimarea aceea. Deci în cazul să fi bun sau nu fi bun? Nu ar fi bună pentru că n-ai avea să simplifici. Dacă ai fi avut 99 scos în factor comun, tai, împarți inegale cele două numere prin aceeași cantitate. Deci, două numere, dacă le mulțești prin același număr sau le împarți prin același număr, dacă le aduni sau le scazi același număr, ele se mențin ca înainte, în forma inițială. Dar așa nu te poți duce. Deci n-ai voie ca pe o bucată din acolo și vezi cum simplifici. Să-i fost peste tot. Da? Distributivitatea peste tot. Pe scurt, egeșitul ar fi fost foarte ușor de rezolvat, fără să mai ne ducem până mai jos, asta vreau să spun, ci doar aici să ne fi oprit, când pe suta asta s-o fi zis 99 plus 1, aplic distributivitatea și vine 100 la 99, 99 plus 100 la 99 ori 1. Și din distributivitatea făcută, lucrurile se clarifică foarte bine. Așa că ne ducem mai departe, învățăm din fiecare greșeală și vreau să vă propun să încercați să fiți cât se poate de atenți, pentru că în fiecare ieșiță s-a făcut ceva ascuns. Deci, dacă m-ați întrebat cum a fost ieșițiul făcut, există așa, dacă am un număr în mână de forma A la B plus B la A, A la B plus B la A, și N de forma A la A plus B la B, aici, cine e mai mare între A și B? A și B au fost consecutive luate aici. Nu? A a fost luat 99, B a fost luat 100 și atunci... Da, păi atunci știu și eu care e mai mare, îmi pare foarte rău. De ce? Pentru că ar fost... Acolo este 99 la 100. Vă las pe voi să insistați. Da, da. S-a dus ora așa. Dar să e doar o oră, domnul profesor, mai o oră jumătate, știi? De aia reușim să facem mai multe. Da. Insist pentru că în exercițiile acestea eu îmi propun ceva care nu e la îndemână în fiecare dată. E vorba de discuția purtată. Deci, voi aveți tendința ca, îndată ce priveți ieșițiul, să încercați să vă pronunțați din prima. Ori acest lucru nu e posibil, mai ales la ieșiții dificile. Trebuie o analiză atentă. Trebuie eu trebuie să insist să văd ieșițiul ăsta dincolo de cei la prima citire. Deci scopul meu este ăsta, în primul rând, să facem o discuție cât se poate de atentă și mai ales să vă invit pe voi să intrați în problemă. Deci să vă invit pe voi să pătrundeți acolo unde e greu de pătruns. Până înțelegem și când ai reușit să dai peste întrupător, când ai stat într-o cameră, se face lumină și ești foarte încântat. Dar până acolo trebuie să muncești un pic. Deci ca să zici că A e mai mare decât B în cazul nostru, trebuie să ai niște argumente. De niște argumente, sigur că... Politic, nu așa pe cuvântul meu. Are domn profesor. Da, da. Nu poți face acest lucru. Că am eu bun simț matematic. Asta nu e un argument. Ci eu sunt o întâmplare, eu pot să o gândesc ca o întâmplare și atunci întâmplarea aceea nu pot punta. Da. Deci, de aceea, în antrenamentul ăsta care îl faceți zilnic,
Vreau ca până la Olimpiadă să mergeți pe subiectele acelea, să vă uitați și să spuneți așa, l-am încercat pe ăsta. M-am învârtit prin jurul lui așa de amamețit și n-am dat deloc, n-am reușit să-l mușc. N-am găsit. Cum, de unde să-l agăț? De aceea, frate-mă, prea o discuție. Dar dacă tu acasă ai avut o idee, aia, eu pe aia vreau să o valorific. Nu se știe, dar să fie o idee foarte bună. Și asta îți dă ție încredere că poți să faci și tu. Că tu mâine vei fi acolo cu subiectul acela frumos. Eu îmi spuneam întotdeauna la olimpice cu care stăm de vorbă. Îmi zic, eu nu trebuie să știu eu să fac. Eu vă avem probleme. Voi trebuie să le rezolvați. Deci voi trebuie să știți. Când voi sunteți acolo în fața foierii, nu eu sunt acolo. Ei, în antrenamentul ăsta, continuu și tot timpul încercând tu să faci, cum te apropii de problemă, este esențial că așa, atunci când vei fi tu cu problema, vei avea șansă să faci. Da? Ne întoarcem și să vedem la sinteza. Olimpiada locală, ce să mai zic? Sunt subiecte frumoase. Practic decimale. Mulțumesc, Achille, practic. Și, Davide, te vreau, mai elastic în gândire, adică mai, cum spun, nu rămâi cantonat într-o idee dacă e greșită și eu nu vreau. Din contră, vezi că eu mă străduiesc cu argumente și argumentele care viu trebuie să le preiei și spui, încă mai vreau să insistați. Și eu insist până la capăt, pentru că vreau neapărat ca lucrurile să fie clarificate. Adică mă abandonezi ideea greșită, da? Și treci la explicația corectă. Adică nu te ții de ea, că așa am înțeles eu așa vreau. Bun, e o greșeală, am înțeles ceva greșit, și atunci hai să renunțăm la ideea aceea și să vedem care e adevărat. Și eu vin cu argumente ca să fie adevărat. Nu spun că, băi, ia de la mine că dacă nu m-am supărat cu tine. Pe cuvântul meu, eu nu mă încerc cu tine și spui că... Noi trebuie să fac. Fac tot felul de... sau mă duc la tot felul de argumente ca să te conving. Da? Bun. Ce să spunem? La revedere! Să nu uitați like, share, să abonați la Profu Online. Și să spun la prieteni, mă. Bună, tu ce facem? Când mergi pe stradă, ce faci? Te oprești la cineva, zici, băi, eu vin la Profu Online să țineți minte acolo, că așa se întâmplă, nu? Așa trebuie să zici. Da. Bine. La revedere! La revedere!